Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Haideți să aflăm împreună de ce trebuie să aprinzi o lumânare când mergi la biserică. Cum elimin răul cu o lumânare? Ce semnifică aprinderea unei lumânări în biserică la vii, dar la morți? Rostul lumânărilor pe care le aprindem la Sfânta Biserică pentru vii sau morți e mai presus de cuvinte. Iată ce înseamnă. Lumânarea aprinsă este în viața bisericească simbolul purității sufletești, a puterii credinței, focul iubirii creștine și nădejdea luminii dumnezeiești, spre care speră cei ce le aprind, însoțindu-le cu rugăciunea personală. Lumânarea este un simbol. Ea simbolizează lumina adevărului și sfințeniei, care este Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Și asemenea Lui trebuie să fie și viața creștină. Lumânarea este simbolul vieții veșnice pe care ne-o dorim după moarte în lumina dumnezeiască, sau altfel spus, e icoana luminii Domnului nostru Iisus Hristos. Lumânarea, candela, nu pot lipsi de la nicio slujbă sau rugăciune, pentru că ea ne însoțește, ne călăuzește întotdeauna când ne întâlnim în vreun fel anume cu Dumnezeu. Dumnezeu este lumină în cel care aprinde o lumânare, iar cel care aprinde o lumânare se arată iubitor de lumină, adică de Dumnezeu. Cea de-a doua semnificație a lumânărilor este aceea de jertfă, venită de astădată din partea creștinilor. Lumânarea este ofrandă pentru Dumnezeu oferită de credincioși ca semn de dăruire a sufletului lor către Dumnezeu. Lumânarea simbolizează jertfa de sine, transfigurarea totală a omului în lumina lui Hristos. Aceasta înalță mintea omului de la trecerea celor vremelnice la curăția celor viitoare, la lumina lui Hristos și la darurile ce trebuie întoarse dăruitorului. Aprinzând o lumânare în biserică, credinciosul se roagă lui Dumnezeu, îi mulțumește pentru marea lui bunătate și ocrotire și de expresie credinței lui în Dumnezeu. Ea devine un mijloc de legătură între om și Dumnezeu. Lumina este rezultatul arderii unor materii concrete, ceara unde lemnul. Lumina e socotită acum ca simbol al bucuriei împărtășirii din lumina divină, că la tine este izvorul vieții, întru lumina ta vom vedea lumină. Psalmul 35:2. Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta și slava Domnului peste tine a răsărit. Isaia 60:1. Mântuitorul însuși se numește pe sine lumină. Eu, lumina, am venit în lume ca tot cel ce crede în mine să nu rămână în întuneric. Când aprindem o lumânare pentru morții noștri, noi îi reprezentăm aici în lumea din care noi încă facem parte. Când aprindem o lumânare pentru cei vii, ne dorim ca și ei să rămână în lumina lui Hristos, din care neamul nostru ortodox și românesc face parte de milenii. În Sfânta Scriptură se vorbește de darul adus la altar într-o stare de pace cu tine însuți, dar mai ales cu semenul tău, ca să ne putem ruga cu folos Domnului. Darul de pâine, prescura, pomelnicul cu numele viilor și al morților, tămâia, uleiul sau lumânarea sunt aduse jertfă Domnului, nu preotului. Lumânarea în sine este o jertfă adusă lui Dumnezeu, jertfă de lumină, după cum este ea menționată în vechile cărți de slujbă. Lumânarea are rostul de a arde, de a se mistui pe sine, arătând prin aceasta flacăra credinței, care mistuie existența fizică, aducând o jertfă și transformând-o în realitatea duhovnicească. Aprinzând o lumânare în Sfânta Biserică, credinciosul se roagă lui Dumnezeu, îi mulțumește pentru marea lui bunătate și ocrotire și de expresie credinței lui în Dumnezeu. Ea este un mijloc de legătură între om și Dumnezeu, este punctul de trecere dintre cele două lumi, cea divină și cea umană. Când vine ceasul morții, multe se petrec în preajma celui aflat în cauză. Apar duhurile cele rele care înconjoară muribundul din toate părțile. Ele sunt furioase și înfricoșătoare, amenință și tulbură sufletul celui pe cale să plece din lumea celor vii. Sufletul muribundului tremură de frica acestor prezențe, dar se îmbărbătează de prezența îngerilor buni, dar și a lumânării pe care cei prezenți o țin pe mâna dreaptă celui ce se va despărți de trup, pentru că prin intermediul acestei mâini s-a închinat toată viața gestual lui Dumnezeu. Cultul celor adormiți întru Domnului e legat și de aprinderea lumânărilor. După obiceiul împământenit, celui căruia îi se pregătește să treacă în lumea veșniciei, îi se pune o lumânare în mână, apoi la capul lui se aprind mai multe lumânări în sfeșnic. Prescura și pomelnicul, coliva, colacul și celelalte jertfe dăruite pentru sufletul său, toate se împart cu lumânări aprinse. Din punct de vedere simbolic, aprindem și împărțim lumânări pentru că acestea reprezintă întruchiparea fizică a rugăciunii noastre pentru sufletul celui adormit într-o viața cea veșnică. Priveghiul în zilele de până la mormântare este o permanentă rugăciune și meditare.
Procesiunea de acasă până la biserică și apoi la cimitir exprimă, prin purtarea aprinsă a lumânărilor, ca apoi și candela de la mormântul răposatului, o mare speranță pentru creștinul ortodox care face aceste acte de cult cu credință. Deși știu că Dumnezeul nostru Iisus Hristos nu a avut prețuirea de a fi mormântat după toată rânduiala, dacă nu ar fi intervenit Iosif din Arimateea la Pilat să-i dea trupul spre îngropare, ar fi fost aruncat la groapa comună ca pe un lucru de nimic, alături de cei doi tâlhari. Ca urmare, mormântarea lui Hristos pentru mine, mântuitorul meu, dar și al lumii, a fost atipică. Totuși, întrebuințarea lumânărilor și candelelor are argumentare încă din vechime consemnată. Și-a grăit Domnul cu Moise și a zis: poruncește fiilor lui Israel să-ți aducă un de lemn de măsline curat și limpede pentru candele, ca să ardă sfeșnicul necontenit înaintea perdelei din cortul adunării, și îl va aprinde Aaron și fiii lui înaintea Domnului, ca să ardă totdeauna de seara până dimineața. Leviticul 24:1-3. Așadar, prima jertfă de lumină a fost poruncită de însuși Dumnezeu și constă în aprinderea sfeșnicului cu 7 candele, care era așezat mai întâi în cortul mărturiei și apoi în sfânta templului din Ierusalim. Bineînțeles că aceste recomandări, chiar și biblice, au rost numai pentru cei credincioși lui Dumnezeu. Sufletul nostru e asemănător unei lumânări. Rostul său e să ardă. Să ardă de dragoste pentru Hristos, să ardă patimile din noi, să răspândească în jur căldură și lumină. O altă asemănare între sufletul rugător și lumânarea aprinsă este smerenia. Cu cât arde și luminează mai mult, lumânarea se micșorează, se face tot mai mică și nu arde niciodată pentru sine, ci pentru ceilalți. Mai mult de la o lumânare aprinsă se poate răspândi lumină și împrejur, așa cum de la rugăciunea celui drept și iubitor se pot folosi și ceilalți. Se spune că cea mai frumoasă moarte este aceea unei lumânări de care numai mucenicii se învrednicesc. Lumânarea moare după ce a topit în sine tot ce a fost pământesc material și s-a transformat în lumină. Când noi oamenii trăim în mod egoist, suntem precum lumânarea neaprinsă care nu și-a împlinit rostul. Dar dacă dăruim lumină și căldură, atunci viața noastră capătă sens. Rostul și menirea creștinului înseamnă jertfă și dăruire într-o împlinire a dragostei, adevărului, bucuriei, încrederii și a sentimentelor nobile pe care le purtăm în inimă. Să nu ne temem că ne vom împuțina sau că vom sărăci, dăruind în stânga și în dreapta. Dimpotrivă, în lăuntrul nostru am avea mereu lumină. De unde știm aceasta? De la lumânare. Cum? Foarte simplu. Oferă lumina flacăra lumânării tale chiar și altora, așa-i să vezi că lumina ei nu scade cu nimic. De ce? Pentru că se oferă din dragostea luminii lui Hristos și aceasta va conta la momentul judecății de apoi. Să luăm aminte, ne spune părintele Constantin Onu. Cel care aprinde o lumânare se arată a fi iubitor de Dumnezeu, de Hristos, care este lumina lumii. Deci lumina lumânării închipuie în primul rând pe cel ce este izvorul luminii și al iubirii, pe Hristos Domnul. Lumânarea este totodată și un semn al jertfei curate pe care credinciosul o aduce în fața lui Dumnezeu. Deci accentul să nu cadă numai decât pe numărul lor, ci pe modul cum săvârșim acest act liturgic. Dacă bănuți îngăduie, e bine să aprinzi câte o lumânare pentru cei pentru care ne rugăm vii și adormiți. Dar dacă nu-mi permit să fac acest lucru, pot aprinde o lumânare pentru cei vii, pomenindu-i pe fiecare după nume, și una pentru cei repauzați. După aceeași rânduială zicând: pomenește, Doamne, pe robii tăi și spui numele. Arhimandritul Mihail Daniliuc. Atunci când aprinzi o lumânare pentru cei vii sau pentru cei adormiți, poți să spui așa: pentru vii, pomenește, Doamne, pe robii tăi și spui numele, iar pentru adormiți, pomenește, Doamne, pe adormiții robii tăi și spui numele. Dacă ai vreo cerere specială, atunci spune-i lui Dumnezeu gândul tău așa cum poți. El știe ce este de folos tuturor. Prin lumânare cerem ceva de la Dumnezeu. Când o aprinzi și spui: pentru cei ce suferă trupește și sufletește și pentru cei ce au mai mare nevoie, în aceștia sunt cuprinși și vii și morți. Știți câtă odihnă simt cei adormiți când aprindem o lumânare pentru ei? Astfel dobândește cineva comuniune duhovnicească și cu cei vii și cu cei adormiți. Lumânarea, în puține cuvinte, este o antenă ce ne pune în legătură cu Dumnezeu, cu cei bolnavi, cu cei adormiți. Cuviosul Paisie Aghioritul. Noi jertfim acum la Sfânta Liturghie ceara curată de albină, unde lemnul, tămâia, vinul și pâinea,
Înainte, lumânările și candela foloseau la iluminat. Acum nu mai folosesc, avem altfel de iluminat, avem curent electric. De ce totuși ardem lumânări, de ce ardem candela? Pentru că vrem să aducem jertfă, adică ne lipsim de ceva pentru Dumnezeu. Jertfa noastră e bine primită doar dacă înțelegem ce este jertfa. Iar dacă nu înțelegem, atunci fumul jertfei noastre, dacă putem să ne exprimăm așa, nu se urcă la ceruri, ci se răspândește. Preotul Nicolae Tănase. Placăra lumânării de ceară, luminătoare și vie, primește a fi expresia sentimentului rugător. Așa aș dori să fie inima mea către Tine, Doamne. Ceară moale și curată, care vine din lucrul harnice al bine, dar vai, cât de trândav sunt eu, lumânarea cea zveltă și dreaptă întruchipează ceea ce ar trebui să vină din interiorul rugii omului. Oricât de multe lumânări am aprinde, flacăra este una și aceeași, focul cel nestins de la tronul lui Dumnezeu. Aceeași căldură, aceeași lumină, aceeași curățenie avem în fiecare din ele. Cel ce se roagă, aprind o lumânare, luând lumină de la cele deja aprinse și o pune înaintea icoanei, se închină, îngenunchează cu fața la pământ. Întreaga ființă, trup și suflet se află în rugăciune, respiră și trăiește în ea, o trăire. Cum să folosiți corect lumânările bisericii? Mulți începători nu știu unde să pună o lumânare aprinsă. O vrăjitoare sau vrăjitor cu siguranță vor încerca să abordeze o astfel de persoană cu sfaturi. Unei persoane îi se spune, aprindeți o lumânare și ieșiți din biserică înapoi, dacă faci asta, te vei răsfăța. În templu nu este indicat să aprinzi o lumânare din chibrituri sau brichete, ci din lampa care arde în centru. În niciun caz nu aprinde lumânarea de la cei care stau lângă tine pentru a nu trage problemele altora asupra ta. Nu vă lăsați lumânarea pe care ați pus-o definitiv până când nu se arde mai mult de jumătate din ea. Fii atent la acest moment, ai aprins o lumânare, te-ai îndepărtat de ea și brusc s-a stins. Nu fi leneș, ci privește-ți picioarele. Poți sta pe un nenorocit de ac, dar dacă te uiți la lucruri în mod realist, atunci motivul pentru că lumânarea s-a stins poate fi pur și simplu un fitil de calitate slabă. Și în sfârșit, poate apărea următoarea situație. Mergeți pe stradă, lângă biserică și o bunică drăguță vine la voi și vă cere să numărați câte cupole are lăcașul de cult. Nu faceți asta. Se spune că atunci când numeri cupolele unei biserici ortodoxe nu e de bine. Altfel, biserica cu o singură cupolă aduce singurătatea, biserica cu trei cupole aduce anxietate, frici, probleme cu legea, iar biserica cu cinci cupole are diferite boli. Asta nu înseamnă deloc că trebuie să ocolești biserica, dimpotrivă. Vino în acest loc imediat ce ai o dorință interioară. Știți doar că nu toți oamenii au intenții bune, dar așa este viața și acest lucru nu ar trebui să fie un obstacol în calea oricărea dintre acțiunile voastre. Obiceiul de a prinde lumânări în biserici a venit din Bizanț, dar a apărut în vremurile Vechiului Testament. În tabernacolul lui Moise, lămpile constituiau un accesoriu necesar pentru slujba preoțească. Erau aprinse seara înaintea Domnului și serveau ca simbol al călăuzirii lui Dumnezeu, că legea lui Dumnezeu este o lampă pentru om în viața sa. Nu sărbătorim niciodată slujbe divine fără lămpi, a spus învățătorul bisericii tertuliene, dar le folosim nu numai pentru a dispersa întunericul nopții, dar pentru a-L înfățișa pe Hristos prin aceasta. O lumină necreată fără de care am rătăcit în întuneric chiar și în mijlocul zilei. Domnul nostru Iisus Hristos a spus, eu sunt lumina lumii, Ioan 8:12. Regulile pentru aprinderea lumânărilor în temple au fost dezvoltate treptat. La început, o lumânare aprinsă a precedat scoaterea Evangheliei și în timp ce o citea, toate lumânările erau aprinse. Ulterior au început să pună lumânări în fața altor obiecte sacre, în fața mormintelor, martirilor, în fața icoanelor. Obiceiul de a prinde lumânări a rămas până în zilele noastre. Mai mult, ne-a devenit atât de familiar încât atunci când aprind o lumânare, mulți nu gândesc, dar ce înseamnă această acțiune? O lumânare aprinsă în fața icoanei e un simbol al rugăciunii, un semn al aspirației spirituale către Dumnezeu. Ceara pură din care sunt făcute lumânările e un simbol al faptului că o persoană se căiește de păcatele sale și este gata să se supună în fața lui Dumnezeu. Vorbind despre cum să puneți lumânările corect, merită să începeți cu faptul că acest lucru nu trebuie făcut automat, ci cu conștientizare și cu un sentiment de dragoste în inimă față de persoana căreia îi se pune lumânarea. Când cumpărați o lumânare în templu, aceasta devine ofranda voastră voluntară, un simbol al credinței și al iubirii voastre. Lumânările pe care credincioșii le cumpără în templu au o altă semnificație spirituală foarte importantă.
sunt un sacrificiu voluntar al omului către Dumnezeu și biserică. Așa s-a întâmplat din cele mai vechi timpuri. La început credincioșii au donat ei înșiși ceara pentru lumânări, apoi producția și vânzarea lumânărilor a devenit unul dintre elementele de venit ale mănăstirilor și templelor. Veniturile din vânzarea lumânărilor sunt cheltuite pentru întreținerea, repararea și decorarea bisericii, pentru întreținerea corului, a școlii duminicale, pentru salariile clerului și ale lucrătorilor. Prin urmare, lumânările trebuie cumpărate numai în templul în care persoana a venit să se roage. O lumânare mare scumpă nu e deloc mai binecuvântată decât una mică. Dacă în noi nu există dragoste și reverență înflăcărată, atunci lumânările n-au niciun sens. Sacrificiul nostru e în zadar. Lumânările sunt aprinse una de la alta și așezate în cuibul sfeșnicului. Lumânarea trebuie să fie dreaptă. O lumânare cumpărată într-o biserică are o putere specială, este un dar care întărește rugăciunea și exprimă dragostea față de Dumnezeu. Lumânările sunt așezate în fața icoanelor într-un mix sfeșnic. De asemenea, sunt așezate într-un pahar sau fixate pe o farfurie. Alegeți o zi specifică pe săptămână și aprindeți o lumânare în fiecare cameră. Fă-o doar cu un chibrit. Când aprindeți o lumânare, opriți electricitatea. Lumânările aduse dintr-un pelerinaj sau mănăstire sunt folosite de mai multe ori. Sunt stinse la câteva minute după terminarea rugăciunii. Nu aruncați restul lumânării, ci îngropați-o în pământ sau aruncați-o în apă. Lumânările bisericești vor ajuta la eliminarea negativității pe care apartamentul o acumulează în timp. Înainte de a vă curăța casa, efectuați următoarele. Postiți una trei zile și vizitați templul cu o zi înainte. De asemenea, puteți mărturisi și primi Sfânta Împărtășanie. Dacă e posibil, alegeți lumânări mai groase în biserică pentru a curăța camera. Faceți o curățare generală, scăpați de vasele sparte și de obiectele care aduc amintiri neplăcute. Faceți duș după curățare. Efectuați ritualul atunci când sunteți de bună dispoziție. După ce ați finalizat lucrările pregătitoare, treceți direct la curățarea camerei. Luați o lumânare în mâna dreaptă, aprindeți-o și strângeți mâna liberă într-un pumn. Începeți să ocoliți apartamentul de la ușa din față din exterior. Mutați lumânarea ușor și fără a smuci. Glisați lumânarea de la stânga la dreapta, urmând perimetrul. Treceți ochiul de trei ori. După aceea mergeți în jurul întregului apartament, în sensul acelor de ceasornic. În același timp citiți rugăciunea din memorie. Opriți-vă în colțuri și faceți semnul crucii de fiecare dată. Tăiați un cerc alb din carton, faceți o gaură în mijloc și glisați-o peste lumânare. Țineți lumânarea de vârf care se află sub cercul de carton. Acest lucru vă va proteja mâinile de energia negativă. Dacă într-un anumit loc lumânarea fumează, opriți-vă și spuneți o rugăciune. Citiți până când lumânarea arde cu o flacără uniformă. După ce te-ai plimbat prin apartament, spală-te pe mâini cu săpun și sare. După aceea dă-ți mâinile ca și cum ar arunca resturile tuturor lucrurilor rele. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!